interimatul funcției de procuror general este asigurat începând de astăzi de către Eduard Harunjen, cel care a ocupat postul de prim adjunct al procurorului general. Ofițerul de presă al instituției, Maria Vieru, a declarat telefonic pentru RTR Moldova că Harunjen va asigura interimatul în conformitate cu articolul 28 aliniatul 2 din legea cu privire la procuratură. Amintim că pe 26 februarie Corneliu Gurin și-a anunțat demisia de la tribuna Parlamentului din funcția de procuror general. Acesta a menționat că un nou șef la cârma procuraturii urmează să fie ales de către Consiliul Superior al Procurorilor prin concurs public. Corneliu Gurin a fost numit procuror general în 2013. Consilierii socialiști din Consiliul Municipal Chișinău au declarat că vor veni la fiecare ședință operativă a primăriei pentru a verifica activitatea direcțiilor municipale. Un exemplu a fost și ședința de lunea aceasta, când mai mulți consilieri PSRM, printre care Silvia Grigori sau Ion Ceban, au asistat la ședința primăriei generale. Totodată, reprezentanții Partidului Socialiștilor au menționat că desfășurarea ultimei ședințe a CMC a fost intenționat întreruptă de către mai mulți muncitori de pe un șantier de pe stradă Doga, calificat ilegal de consilierii PSRM. Mai mult, Ion Ceban a subliniat că la acea ședință urmau să fie discutate o serie de chestiuni de importanță majoră, cum ar fi cedarea ilicită de loturi de pământ în capitală sau înmatricularea la grădinițe. Avocatul lui Vlad Filat a declarat că procurorii au depus un demers de prelungire a arestului cu încă 30 de zile. Nu sunt argumente noi, ori la fiecare solicitare de prelungire trebuie să existe elemente noi. Noi atragem atenția că în continuare se fac abuzuri, acte de injustiție, iar Vlad Filat este deținut în mod arbitrar. Azi am solicitat repetat publicitatea ședințelor, dar ni s-a refuzat. Se urmărește scopul de a organiza un proces netransparent pe întuneric. Și raportorii APC au atras atenția atât clasă politice de la noi, cât și judecătorilor și procurorilor asupra faptului că Vlad Filat trebuie judecat într-un proces public și transparent, a mai menționat Igor Popa. Avocatul a mai precizat că au fost stabilite ședințe de judecată aproape pentru fiecare zi, ori se dorește un proces rapid, pentru care însă nu există argumente temeinice, a mai spus Igor Popa. Evgeni Șefciuc, președintele pretinse Republicii Unistrene, l-a primit la Tiraspol pe șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola. La întâlnire a participat și ministrul în exercițiu de externe, Vitali Ignatiev. Șefciuc a evidențiat în discuții că actualmente, în cadrul procesului de negocieri, se observă o perioadă de stagnare. Liderul de la Tiraspol a dat asigurări în acest sens că regiunea transnistreană este deschisă pentru un dialog constructiv. Oficialul european a menționat la rândul său că anume o astfel de abordare fructuoasă a convorbirilor dintre Tiraspol și Chișinău constituie și prioritate pentru Uniunea Europeană. Pentru mine valori sunt NATO și Uniunea Europeană, declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatol Șalaru la o emisiune TV. Acesta mai adăugat că neutralitatea Republicii Moldova este una existentă doar în Constituție și nu în realitate. Neutralitatea noastră este una falsă, în cazul nostru este un instrument de șantaj din partea Rusiei pentru a ne menține în zona de influență, a mai spus Șalaru. Întrebat dacă Republica Moldova este pregătită pentru o eventuală confruntare cu trupele din regiunea transnistreană, ministrul liberal a menționat: noi avem suficiente forțe ca să oprim un ipotetic atac din partea trupelor ilegale transnistrene. Menționăm că recent fracțiunea parlamentară a PCRM a cerut din nou demiterea lui Anatol Șalaru. La mulți ani pentru Eugen Doga, marele compozitor este omagiat astăzi, el împlinește vârsta de 79 de ani. Maestrul a debutat în 1963 în lumea muzicii, iar de-a lungul anilor, cu talentul și dăruirea sa, a scris melodii pentru mai bine de 200 de pelicule. Numele lui Eugen Doga a devenit emblematic pentru renumitul său vals din filmul Gingașa și Tandra mea fiară. Recent, artistul a fost externat dintr-un spital din Moscova, unde a urmat un tratament, el acuzând dureri de inimă. Acum maestrul se simte bine și deși este stabilit în Rusia, a revenit în Moldova. Aroma prospețimii primăverii a pus stăpânire și pe capitala de nord a țării. În municipiul Bălți au demarat mai multe acțiuni și evenimente prilejuite de Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor 2016, ajuns la cea de-a 50-a ediție. Locuitorii municipiului vor avea parte de un program pe gustul fiecăruia, ori sunt organizate expoziții de mărțișoare, dar și de cărți despre mărțișoare. La fel vor fi expuse și lucrările elevilor școlii de artă din oraș. Tot astăzi, începând cu ora 18, la Palatul de Cultură din Bălți va avea loc un
concert dedicat primăverii. Cu prilejul sărbătorii mărțișorului a adresat felicitări și primarul municipiului Renato Usatăi, care a evidențiat că este o sărbătoare a frumuseții și bunătății. Să vezi și să nu crezi! După ce a râvnit atâta timp la premiul Oscar, actorul Leonardo DiCaprio, de 41 de ani, care în sfârșit a luat trofeul pentru cel mai bun actor din filmul The Revenant, era să-l uite într-un restaurant. Acesta, împreună cu un grup de prieteni, a mers într-un local unde și-a sărbătorit victoria. La ieșirea din restaurant, actorul a fost surprins, însă fără statuietă, aceasta fiindu-i adusă ulterior de un bărbat.